3 hectare unul, 3 hectare altul, pentru că se construiască, dar nu s-o, noi am potrivit atunci că nu s-a specificat ce vrea să construiască acolo, ce vrea să facă. Orice cu titlu gratuit, da. Și cu titlu gratuit nu se poate, dacă... Să reveni, nu se poate. Dar ăsta s-a hotărât, cum s-a dat cu corespondabile, că s-a hotărât că ei ceru cu titlu gratuit. Nu se participă la licitație. Și nouă ne-o respins prefectura și cu ăla de la Sfântul, nu se mai dă cu titlu gratuit. Da, eu știu că așa am discutat atunci cu doamna Tregăr, că le face un răspuns în care să le arate că pot participa la licitație. Deci, da. Asta. Eu, da. Pentru că dumnealor au făcut cererea imediat după ce am aprobat noi la Parom să le dăm cât timp. Da, deci următoarea și noi nu știam că prefectura nu ne-a acceptat asemenea hotărâre. Și atunci am zis că... Dacă au întrebarea la licitație, pot să participe. Da. Am avut răspuns. Nu înțeles. Eu nu am știut. Deci terenul se scoate la... Când e următoarea? La nicio adresă de la Consiliul care să vă spună... Nu, la noi ne spui la doamna Tregăr să vadă adresa și să... Ceea ce vreți să facem. Haideți până dimineața la doamna Tregăr și vedeți ce se întâmplă, de ce nu am spus la dumneavoastră. Nu acum am venit. Nu acum am venit. Poți să gratuită, doar să poate concesiona. Da, și la concesiune. Deci România nu există. Noi am dat o hotărâre în sensul ăsta și nu respins. Și înțeleg că se va face licitație pentru concesionare. Da, am văzut că deși noi avem acolo două parcele făcute de câte 5.000 de metri pătrați. Și dânșile trebuie... 30.000 la unul. 30.000 la unul, de jumătate din parcul industrial. Dar dacă se concesionează, ce probleme avem? Dar plătesc ca și nu-i nicio fel de problemă, dar dacă nu se construiește nimic, păi aia nu-i probleme. Dar cum e aia, dacă atunci aveam un răspuns? Pașul ăla industrial e gândit să creăm niște locuri de muncă, numai să facem. Doamna Pușa, nu este așa, este clar, e de ce am zis eu, dar să iei 30.000 de locuri de 30.000 de metri pătrați și să faci 10 locuri de muncă. Dar nu, dar tocmai de asta dacă care să fie. Nu era specificat că lumea să treabă la treia pentru hală, pentru așa vorbim de metri pătrați și noastră, de ce nu aveți nevoie de 3 hectare? Da, deci da. Și dacă nu ați luat tot ce explicați, să vedeți de unde se consumă. Ce să vedeți în parte, dacă ați luat 5 de oameni. Și atunci ar trebui făcut o altă parcelă. Ar trebui făcut o altă parcelă, dacă cumva va reuși, că aveți nevoie de mai mult. Știți că acum avem un parcelă de cât? Nu mai... 5.000 de metri pătrați. 5.000 de metri pătrați. 5.000 s-o lua. Dacă solicit 30.000 de metri... Deci eu părere personală pe care eu mă angajez dacă trebuie să plătesc la licitație, ce fac cu terenul ăla? Pentru că eu pentru ăla trebuie să plătesc. Deci eu interesul meu personal ca să folosesc terenul ăla. Deci nu trebuie să vin să dau o explicație, hală, ce vreau să fac. Deci părerea mea personală este să nu afectez. Dar ce din parcul industrial nu. Parcul industrial trebuie să dați explicație. Trebuie să dați parc industrial. Deci nu se leau ce sunt funcții, nu sunt nicio formă. Deci nu este nicio formă. Una când e 30.000 de metri pătrați și faci 10 locuri de muncă și una când e 5.000 de metri pătrați și faci 80. Deci nimeni cred că nu-și permite să vină să plătească pentru 30.000 de metri pătrați și să facă 10 lucruri de muncă. Eu nu, eu nu te suspectez pe tine, dar vine un arac care zice că face, mai face sura și noi îl concesionăm și noi uităm la el. Nu poate să-și permite să plătească niște concesionare. Concesionarea se plătește, mă deci, zic, fiecare persoană care ia sau film, trebuie să producă ca să poți să plătească. Deci, ce e logic. Eu am mers-o și la ședința trecută. Terenurile care le dăm din parcul industrial, le dăm cu specificație clară ce să construiește pe ele. E parc industrial, nu-i haloi, mă. Dacă e un alt teren din alt fara parcului industrial, ai o altă problemă. Ai o altă problemă. Eu de acord și consider că nu am, dar vrem să fim informați exact.
ceea ce trebuie să facem acolo sau ce putem să facem acolo, să știm dacă putem să participăm la licitație. Are rost să participăm sau să împurcăm pe alte persoane, poate care vor și să cadează pentru așa ceva. Mai uitat pe parcelarea, pe suprafață care... Păi da, dacă nu le convine parcela de 5.000 așa cât îi. Deci dar ne-am făcut parcele în funcție de ce trebuie să facem acolo. Deci el a venit, a fost explicat de aici în Consiliul, vrea să facă o fabrică de montaj cu mine și finanțare pe lucrurile în vei și așa mai departe. 12 hectare. Nu, noi l-am aprobat. Nu, da, și 3 hectare. 3 din 12. Da. Nu, 3, 1, 3, altul, domnule. 6 din 12. 6 din 4 din 3. Citează unul potriva celorlalți. Deci trebuie ales o parcelă care să cuprindă și accesul la linia ferată. Deci la linia ferată curentă nu mai poți avea acces. Linia ferată cealaltă s-o demonta. Poate că o construim noi. Deci asta vreau să spun. Atunci linia curentă nu mai poți. La formă aia. Deci de la asta e triajul prost. La formă. Stai că-i tu spun. Părerea mea, așa îmi dau și părerea. Părerea mea, așa să o să primiți un răspuns oricum și la cea, nu-i nicio părere. Ideea este că trebuie lămurit chestia a doua oară sau a treia oară când vine din iunie, tăcere, să le-a cuidăm sau nu-i dăm, să-și vadă de drum. Nu, eu știu imediat pe ce am aprobat la Parom și știu că la ședința trecută, în 18, acolo trebuie să fie cererile lor, că mi-au dus doamna Dregăr copii și le-am pus acolo la... documentațiile de licitație pentru parcelele astea. Și le-ați citit, da. Și așa am discutat că să le facem un răspuns că nu se poate cu titlul gratuit. Dar dumneavoastră acum, dacă treci lângă linia ferată și așa, ca să demarăm procedura de parcelare, ar trebui să scriu sublăcătorul. Deci, doamna, să vedem, numai puțin. Deci, am fost... Deci, am fost președinte de ședință la astea 3 luni. Mi s-a spus ieri că eu am avut aceste cereri în dosarul de ședință și nu le-am dat citire. Dar nu este stat. Adevărat. Nu. Deci eu nu le-am avut. Deci odată că nu mi-aș permite așa ceva. Doi, odată că dacă dumneavoastră puneți ceva în dosar, ați fi sesizat că n-am dat curs asemenea, la asemenea gătii. Când au pus dânsii, atunci prima dată, cererea de ședință, cererea nu au fost puse la discuție, fiindcă parcă au fost depuse cu o zi înainte, la registratură sau în ziua ședinței. Așa. Pe urmă, deja era creat precedentul și când s-a cerut terenul în folosință gratuită, deja nu mai era nevoie să se supună ședințe Consiliului Local, că atunci dumneavoastră avea deja o hotărâre anterioară și putea să-i dați răspunsul că nu. Deci clar, deci mie nu mi-a venit acea cerere a dânșilor ca să o citez. Dar este legal răspunsul dacă l-ați dat așa, fiindcă era precedentul creat deja. Doi, noi trebuie să ne...